De câteva zile bune, horticultorii au lucrat de zor la o inedită expoziție florală, dovada talentului și inspirației celor de la Piețe de Prest. Într-un loc devenit tradițional, unde altădată fusese instalat un imens vas de ceramică plin cu flori, acum tronează două inimi, realizate firește din buchețele de flori albe și roșii. Da, este una din surprizele cu care Piețe Prest i-a obișnuit pe răbdiceni în ultima perioadă, surprizele foarte frumoase. Este o marcare în principala piață publică a Râmnicului, deci la nivel ultracentral a lunii acestea, lunii februarie, care este numită de mulți o lună a dragostei, o lună a îndrăgostiților, care precede frumoasele sărbători ale mărțișorului de la începutul lunii martie. Cele două inimi alăturate au fost realizate într-adevăr de colegii de la Piețe Prest și spuneam că vine în urma unui șir de astfel de surprize plăcute. Amintesc doar vaza cu flori care era în aceeași poziție, care a fost în aceeași poziție pe parcursul verii trecute, de piramidele florale din scoarul mici acel bătrân, care au adus o pată de culoare și aer proaspăt de-a lungul verii 2018, sau tricolorul din flori, care a fost amplasat în vecinătatea fântânii din parcul Zăvoi, cu ocazia sărbătorii imnului național, tricolor, în fața căruia am văzut personal zeci de oameni care și-au făcut selfie-uri și care probabil au ajuns pe rețelele de socializare. Florile vor fi pe tot parcursul lunii februarie și chiar martie, pentru că, apropo de fotografii. Primăverii, da, da. Deci, cei care doresc să facă fotografii pot să viziteze, să spunem, cu regularitate acel loc, pentru că florile se vor mai și schimba și, automat, și aspectul acestei structuri va fi unul diferit, dar fără îndeală la fel de frumos. Perechile de îndrăgostiți n-au ratat momentul și s-au fotografiat lângă aranjamentul floral. Trecătorii au fost și ei încântați, dar s-au găsit și cârtitori. Frumos cadru natural de ziua îndrăgostiților și nu numai, o inimă roșie și una albă. Foarte frumos, într-adevăr. Mulțumim domnului primar că se ocupă și de astfel de evenimente. Un oraș frumos, ce să spun, pentru ziua îndrăgostiților, foarte plăcut. Am văzut că vă pregătiți să faceți fotografii în fața florilor, în fața celor două inimi. Da, imaginea e superbă, ceva de vis, o amintire frumoasă împreună cu partenerul de viață. Vom de cum vi se pare aranjament? Da, a fost foarte frumos și e frumos. L-am văzut de când l-au montat prima dată. Da, e ceva interesant și plăcut pentru tineret. Bine, și pentru noi mai în vârstă. Se pare extraordinar de frumos, dar economic a făcut cineva socoteala cât costă să ia ții. O săptămână au stat numai muncitorii, dar le-au aranjat. Eu am stat, asta e misiunea mea, să stau pe aici. O săptămână au stat să le aranjeze. Câte flori, câte aia. Economic, de unde, Doamne? Că stăm și fără ăștia. Ele sunt frumoase, sunt foarte frumoase, le apreciez, dar putem sta și fără alea. E mai bine fără ele, nu? Nu, n-am zis că e mai bine, mai economic. Frumos e, foarte frumos, nu? Îmi place de minune. Dar, spusei, o săptămână și ceva, au stat 7-8 inși și directoarea cu ei acelea. Vezi, Doamne, de poză, că n-a... Nu trebuie să facă un lucru frumos, așa, ci trainic? Fără ea nu l-a făcut ea? Da, și mă așeză ei, să știți. S-o priviți. S-o privesc, că e frumoasă de frumos. Da, e scumă, Doamne, firaral, naiba să știi. Mulțumim. Eu, de bine de rău, avem o pensie frumoșică. Dar stau în țigare, n-am după ce bea apă. Așa trebuie să problema, nu să stea directoarea noastră să pui o floare acolo. Pentru că spațiul din fața parcului Mircea cel Bătrân a devenit un loc potrivit pentru asemenea expoziții florale, râmnicenii așteaptă cu interes următoarea provocare.